Salutare, prieteni! Avem o baterie Romba de 12V 70A. Bateria a fost cumpărată acum 3 ani, dar mașina a staționat tot acest timp. Efectul al bateriei, care după cum vedeți, s-a dus. O să măsor imediat, are 1V și 70. Am încercat eu să încarc vreo 2 ori, doar că nu prinde. Prinde doar 8V și scade imediat, cum ai dat jos stația. Aici a avut și hârțiile, pentru că bateria, v-am spus, a fost cumpărată și dacă a pornit-o acel prieten de 2-3 ori, pentru că a plecat din țară și n-a mai folosit-o, iar când s-a întors, bateria este moartă. O să măsurăm și voi încerca să o repar, adică o voi pune acid nou, doar că nu o să mai am posibilitatea să filmez toate acele procedee. Schimbarea de acid, golirea, o să fac aici niște găuri cu cutterul ca să fie mai frumos decupat, nu ca la celelalte baterii. Și voi reveni tot în acest clip, doar cu partea în care o măsor după schimbarea acidului, să vedem dacă rămâne cu 12V, cu cât o rămâne, sperăm la 13-14. Și voi reveni. Am luat și multimetrul, între timp voi măsura să vă arăt cât voltaj are. Are 1V28 după 3 încercări de încărcare la stație. A prins undeva la 1V, apoi când a reconectat stația a scăzut instant. Instant la 4V, de la 4V se pare că a ajuns în 3 zile la 1V28. LED-urile sunt de culoare neagră, nici măcar alb sau din culoare, este negru, ce ar însemna baterie descărcată, după cum scrie aici. Doar că, nu știu, îi voi schimba acidul și vom vedea rezultatul. Nu o să pot filma toate părțile în care voi schimba acidul, doar voi veni în acest clip cu partea de final unde o voi încărca. Am revenit cu încărcarea. Aceasta este o parte, cum ar veni, vine a doua zi, adică eu am făcut toate părțile acelea cu bateria, de v-am explicat că o să găuresc aici forma și toate astea. A fost ieri. Am lăsat bateria încărcat de la ora 3 până la ora 10 seara și nu s-a încărcat mai mult de 6-7V, unde pășea. Acum o mai clătinai eu mai mult, ce-i făcui, o clătinai în toate părțile, le deschisai aici un dop, lăsai deschis. Aici mai mult de lene am făcut așa ca să nu mai desfac aceste cabluri, pentru că le-am pus și eu în ordine. Și se pare că, nu știu, acum depăși, orică e cald afară, se redresează mai bine. O voi lăsa așa puțin, cred că cam toată ziua. Să vedem dacă prinde măcar 14V, să vedem dacă crește până acolo. Dar momentan este un progres, adică de la 6V, 7, crescut la 10, 30, 30, 29, 28 scade. Vom vedea ce face până diseară. Acum este ceasul 14.34, adică 2.34. O las tot așa până mai pe seară sau eventual până la ora 6 și o să mai fac încă o parte. Eu am zis să fac acest clip pe părți pentru că nu am avut timp să... N-am avut nici un suport să pun telefonul să filmez cu camera când golesc acidul, când schimb. Dar voi pune părți de ăștia, două minute, un minut și o să le întregesc pe toate într-un singur clip. Sper să dea roade rezultatele și o să mai revin cu încă o parte tot în acest clip. Imediat. Am revenit cu o parte din încărcare, este ceasul la mine acum 5:14. Am băgat-o la 3:20. După aproximativ 2 ore, ca să zic așa, a prins un voltaj de 10:51. La început, în prima oră atunci, la 4, cum am uitat la ea, nu depășea 6V. Acum nu știu ce se întâmplă, văd că deodată crescu la 10 și să sperăm că mai crește. Mi-am decupat aici formă la dopuri ca să nu dau totul să jos. Am aprins blizul ca să vadă mai bine că se întunecă, e ceasul 5 și ceva. 5:16. LED-ul încă nu s-a aprins verde. Nu știu ce să zic. Normal, dacă ne luăm după ăsta, ar trebui să scrie baterie scărcată, că e negru. Vedem dacă se face verde mai târziu. Da, bateria cred că se încarcă. Se pare că scade, crește, vedem. Mai pe seară, când o fi să o scot pe la un 9-10, mai fac încă o parte tot în acest clip de 3-4 minute și îl postez pe YouTube. Revin. După aproximativ 6 ore de încărcare, se pare că bateria a prins un voltaj de 12:60-63. Încă crește, se pare. Este la încărcat de 6 ore aproximativ,
în 10 minute se fac 6 ore de când am băgat-o la încărcat. Ce să zic, nu-i pot da încă o notă, dar se pare că bateria prinde voltaj, este o diferență foarte mare decât ce avea 3 volți. Bine, a avut la început și un volt, apoi a început să crească la 3, 6 volți, 8 volți. Se pare că acum a prins 6, ăsta 1264. O mai las încărcat încă 2 ore, dar clipuri le voi edita și le voi posta acum, în următoarele minute, când o să închei partea asta. Ce să zic? O să mai pun pe comunitate chestii legate de baterie. LED-ul verde încă nu s-a aprins, ceea ce înseamnă baterie descărcată, cu toate care 12V, 76 se pare. Încă crește, adică încă se încarcă. O să... Uite, se pare încă mai crește, scade. O să mai pun pe comunitate mâine, să vedem cu ce voltaj rămâne. Poate să rămână undeva la 13, dacă o să crească până acolo. Eu sunt AlexMan70, vă mulțumesc pentru vizualizare. Ne vedem data viitoare, la revedere!